Astăzi ne aventurăm în trecut pentru a explora o perioadă fascinantă și plină de mister, Evul Mediu. Acesta este un capitol vast și complex al istoriei, cuprinzând aproximativ 1000 de ani, începând cu căderea Imperiului Roman și până în renaștere. Evul Mediu este adesea privit cu un aer de romantism și mister, dar și cu multe mituri și idei preconcepute. Așadar, astăzi vom vorbi despre unele dintre cele mai îngrozitoare concepte reale ale Evului Mediu. Ciuma dansatoare în luna iulie anului 1915, Strasburg a fost lovit de o febră, dacă îi putem spune așa, care îi făcea pe locuitorii acestuia să nu poată rezista dorinței de a dansa. Probabil că te gândești de ce este acest lucru atât de rău. Ei bine, problema a fost aceea că oamenii nu puteau să se oprească din dansat. Unele persoane au dansat până au murit. Totul a început atunci când o dansatoare fraudrofia a început să danseze necontrolat pe străzile Strasburgului. Aceasta a continuat să danseze timp de o săptămână, timp în care mai mulți localnici s-au Alăturat involuntar, acest dans nesfârșit a reușit să demenească din ce în ce mai mulți oameni, devenind o oarecare epidemie, dacă o putem numi așa, iar până în luna august a acelui așa, peste 400 de persoane și-au găsit sfârșitul în acest dans al morții. Această epidemie a durat până în luna septembrie, atunci când toți cei afectați au fost exilați în munți pentru a se ruga și a cere iertare lui Dumnezeu. Cu toate că acest eveniment pare rupt din povești, acesta este foarte bine documentat. Mai mulți istorici și specialiști au încercat să dezlușească misterul acestei ciume deasatoare. Zeci de teorii au fost publicate de-a lungul decenilor, însă nici până ziua de azi nu a fost descoperit adevărul, cu toate că acest caz nu este unul unic. Zeci de alte cazuri au fost mai târziu descoperite în Elveția, Germania și Olanda, dar niciunul dintre acestea nu a fost la fel de fatal, precum cel din 1518. Copiii verzi din Ulpit. Legenda copiilor verzi din Ulpit este o poveste medievală care provine din secolul al XII-lea și a fost relatată în două cronice englezești ale acelui timp, una de către Ralph Cogjal și alta de către William de Newburgh. Această legendă povestește despre doi copii care au fost găsiți în apropierea satului Ulpit din Suffolk, Anglia. Potrivit relatărilor, acești copii aveau pielea de culoare verde și purtau haile ciudate. Când au fost descoperiți, ei nu puteau să comunice în limba locală și refuzau să mănânce alimentele obișnuite. Cu timpul, au acceptat să mănânce doar fasole verde și au început să se adapteze treptat la obiceiurile locale culoarea pielilor s-a schimbat de la verde la normal în timp. Cei doi copii au explicat că vin dintr-un loc numit St. Martin's Land, unde toți locuitorii au pielea verde și este mereu crepuscular. Deși au învățat să vorbească engleza, nu au oferit prea multe detalii despre cum au ajuns în Ulpit sau despre lumea lor misterioasă. Legenda rămâne un subiect de speculații și dezbateri. Unii cercetători au încercat să găsească explicații raționale cum ar fi ipoteza că acești copii ar fi fost orfani aflați într-o situație stranie sau că povestea ar putea fi inspirată din evenimente reale, dar detaliile exacte rămân incerte. Până în prezent, nu există dovezi concrete care să susțină veridicitatea acestor întâmplări, iar povestea a rămas în sfera folclorului și a misterului. Cruciada a copiilor. Legenda a Cruciadei Copiilor este un episod mitic care a fost transmis prin scrierile cronicarilor medievali, în special prin cronica lui Matthew Paris, un călugăr englez. Această legendă relatează povestea unui grup de copii și adolescenți care ar fi pornit într-un pelerinaj pentru a ajunge în Ierusalim și a recuceri Sfântul Mormânt. Legenda descrie că un tânăr francez numit Stefan de Glois, pe la vârsta de 12 ani, a susținut că i-a apărut Sfânta Fecioară Maria și i-a spus să înceapă o cruciadă pentru a salva Ierusalimul. El a reușit să adune un grup consider considerabil de copii, estimat la câteva mii și împreună, au pornit în călătoria lor în anul 1212, hotărât să ajungă în Ierusalim și să elibereze Sfântul Mormân de sub controlul musulmanilor. Grupul de copii a pornit în călătoria lor către sud, sperând că Marea Roșie se va deschide în fața lor, asemenea poveștii biblice despre Moise și trecerea prin Marea Roșie. Pe măsură ce călătoreau, copiii au avut de înfruntat dificultăți majore, cum ar fi foamea și bolile. Mulți dintre ei au murit pe parcursul acestei călătorii, iar unii au fost exploatați de indivizi necinstiți. În cele din urmă, călătoria copiilor a ajuns la un sfârșit tragic. Unii au revenit în țările lor de origine, iar alții au dispărut sau au fost vânduți ca sclavi. Legenda susține că Stefan de Cloa a supraviețuit și s-a întors mai târziu în Franța, unde și-a împărtășit experiența și învățăturile. Focul grecesc Focul grecesc este o substanță incendiară folosită în antichitate, în special de către Imperiul Bizantin, cu o eficacitate notabilă în timpul războaielor. Acesta era un instrument militar avansat și secret, iar compoziția exactă a fost păstrată în mare măsură confidențială. Se crede că substanța conținea ingrediente inflamabile precum naftă, sulful și alte substanțe chimice care au fost păstrate ca un secret de stat. Focul grecesc avea proprietăți unice care îl făceau extrem de eficient în război. Acesta ardea intens și nu putea fi stins cu apă ci mai degrabă se intensifica în contact cu aceasta. Astfel, avea capacitatea de a arde pe apă, ceea ce îl făcea deosebit de eficient în luptele navale. În timpul atacurilor, vasele bizantine aruncau sifoane pline cu foc grecesc asupra navelor inamice, cauzând haos și panică. Focul grecesc era proiectat asupra inamicilor cu ajutorul sifoanelor și altor dispozitive de lasare. Aceste instrumente permiteau utilizatorilor să direcționeze cu precizie substanța inflamabilă către ținte specifice, creând un efect devastator. Utilizarea focului grecesc nu doar cauzează distrugeri materiale, ci și un impact psihologic asupra inamicilor. Inamicii, neștiind ce substanță extrem de inflamabilă este folosită împotriva lor, deveneau vulnerabili nu doar din punct de vedere fizic, ci și din punct de vedere psihologic. Odată cu trecerea timpului și schimbările în cadrul Imperiului, secretul focului grecesc s-a pierdut treptat. Focul grecesc reprezintă unul dintre cele mai fascinante aspecte ale tehnologiei militare medievale, iar succesul său în războaie a fost un element semnificativ în istoria militară a Bizanțului. Cimitirul, loc de socializare. În evul mediu, cimitirele au fost într-adevăr locuri sociale care au găzduit diverse activități, depinzând în mare măsură de perioadă, locație și context cultural. Cimitirele medievale au avut funcții multiple, inclusiv cele religioase, comemorative, sociale și chiar economice. Cimitirele au fost în primul rând locuri de înmormântare și au avut o importanță religioasă majoră. Aici se desfășurau serviciile funerare, iar prezența înmormântărilor reprezenta un act de comemorare a celor decedați, iar în cimitirele bisericilor și mănăstirilor, oamenii se adunau pentru rugăciuni și pelerinaje. Unele cimitire găzduiau relicve sau morminte ale sfinților, făcându-le destinații importante pentru pelerini, însă în unele orașe medievale, cimitirele au fost folosite și ca locuri pentru piețe și târguri, în special în zilele de sărbătoare sau la anumite evenimente speciale. Unele cimitire au găzduit și activități economice, de exemplu în orașe locurile de mormântare au fost vândute sau închiriate, iar aceste tranzacții contribuiau la veniturile bisericii sau ale comunității. Cimitirele au fost de asemenea locuri unde oamenii se întâlneau social. Evenimente precum procesiunile funerare, înmormântările și comemorările adunau oamenii în jurul cimitirelor, oferindu un spațiu pentru interacțiuni sociale. Oamenii erau îngropați în funcție de statutul social, rangul sau profesia lor, ceea ce făcea ca cimitirele să devină și locuri simbolice ale ierarhiilor sociale. Depozitarea rămășițelor umane. În evul mediu, gestionarea oaselor și a cadavrelor a fost un aspect important, iar spațiile de depozitare au variat în funcție de contextul cultural, social și religios. Osoarele sau osarele erau locuri special desemnate pentru stocarea oaselor umane exhumate. De obicei, acestea erau situate în biserici, capele sau chiar în cimitire. După un anumit interval de timp, în anumite comunități, oasele erau exhumate și transferate în osoare pentru a face loc altor înmormântări. Oaselor sfinților li se acorda o atenție deosebită în evul mediu, iar relicvele lor erau adesea păstrate în cadrul bisericilor sau mănăstirilor. Aceste relicve erau considerate sacre și atrăgeau pelerini și credincioși. Cutiile relicve, cunoscute sub numele de relicare, au fost utilizate pentru a păstra aceste fragmente ale sfinților. Charnel sau casele de oase erau construcții destinate stocării oaselor umane. Acestea au fost folosite pentru a face față limitărilor spațiilor în cimitire sau în biserici. Oaselor exhumate li se dădeau un tratament special și erau depozitate în aceste case. În unele comunități, oamenii practicau exhumarea periodică a oaselor pentru a face loc altor mormântări. Acest obicei era legat de spațiile limitate disponibile pentru mormântare și de dorința de a menține un cimitir curat și funcțional. Practicile de depozitare a oaselor și a cadavrelor erau adesea influențate de credințele religioase ale vremii. De exemplu, creștinismul medieval atribuia o importanță deosebită respectării resturilor umane, iar obiceiurile varie în funcție de riturile și tradițiile specifice ale diferitelor confesiuni. BOLI de guurină, în Evul Mediu, utilizarea urinei în scopuri medicinale a fost o practică răspândită în multe culturi și regiuni. Această practică s-a bazat pe concepții medicale și filozofice specifice a acelei perioade care erau diferite de cunoștințele medicale moderne. În medicina medievală, medicul putea folosi urina pacientului pentru a diagnostica diferite afecțiuni. Practica numită uroscopie implica examinarea aspectului mirosului și culorii urinei pentru a face diagnosticul și a prescrie tratamentul corespunzător. Urina a fost inclusă în multe rețete medievale, fiind considerată un ingredient valoros în farmacopeia vremii. Aceasta a fost utilizată în diverse unguente, cataplasme și băuturi, adesea combinate cu alte ingrediente de origine vegetală sau animală. Urina era adesea considerată o substanță care reflecta starea corpului și, prin urmare, putea fi folosită pentru a corecta dezechilibrele și a restabili sănătatea. În unele cercetări alchimice din Evul Mediu, urina era văzută ca o substanță care conținea elementele vitale și, prin urmare, avea potențialul de a vindeca. Alchimiștii medievali credeau că procesele alchimice ar putea transforma urinele în substanțe curative. Tehnici neobișnuite de dovedirea nevinovăției. În evul mediu, procesele juridice și metodele de dovedire a nevinovăției puteau să varieze considerabil de la o regiune la alta și de la o perioadă la alta. În unele cazuri, persoana acuzată trebuia să atingă un obiect fierbinte sau să-și scufunde mâna în apă clocotită. Dacă rănile se vindecau într-un anumit interval de timp, acest lucru era considerat un semn divin al nevinovăției. Similar, o altă modalitate de dovedire a nevinovăției presupunea atingerea unui obiect rece sau scufundarea mâinii în apă rece. Rezultatele erau interpretate în același mod. Alte aceste situații erau rezolvate printr-o bătălie. Acesta era un sistem în care părțile implicate de obicei acuzatul și acuzatorul luptau într-un duel pentru a determina cine avea dreptate. Se credea că dacă cineva era nevinovat, Dumnezeul va ajuta să câștige. Cel mai des, oamenii din Evul Mediu lăsau judecata în mâinile lui Dumnezeu, de exemplu, se foloseau practici precum extragerea unei bule din apă. Dacă bulele formau un cerc fără a se rupe, persoana era considerată nevinovată. Aceasta era cea mai puțin violentă modalitate de dovedire a nevinovăției. O practică mai puțin blândă era cea a mutilării sau a torturii. Acestea erau folosite în timpul procesului pentru a obține mărturisiri sau recunoașteri. În unele comunități se credea că persoana care a murit violent și nedrept își poate arăta asasinul prin sângele care încă figura de pe Cadavru. Se spunea că atingerea cadavrului de către suspect ar putea provoca sângerare, indicând astfel vinovăția. Astfel încheiem lista noastră. Spune-ne te rugăm în comentarii care dintre aceste informații controversate te-au surprins cel mai tare și ce alte subiecte istorice ai vrea să dezbatem. Până atunci, noi îți mulțumim de vizionare și ne auzim data viitoare.